Salutare, dragii mei, bine ați revenit pe canalul meu de YouTube. Vă mulțumesc încă o dată tuturor celor care sunteți alături de mine și mă susțineți. Vreau să vă arăt o mică diferență între panourile curate și panourile murdare, o diferență de producție care este foarte, foarte însemnată. După cum vedeți, am avut treabă zilele astea și am lăsat panourile un pic de izbeliște. Haideți să vă arăt cât de murdare sunt ele acum. Vedeți? Ia uite, să încerc așa să vă arăt și să mergem la invertor să vă arăt cât de mult este producția scăzută. Uitați aici. Astă seară o să le spăl. Uite, vedeți? Ca să vă faceți o idee, aici sunt un pic mai curate pentru că vedeți? A bătut aspersorul de la gazon și a dat un pic la ele, dar sunt execrabil de murdare. Astăzi o să mă ocup de ele. Ia uitați. Și să vă arăt cât de mult a scăzut producția. Deci eu la ora actuală am doar 900 de wați. Și avem undeva la 24 de kW injectați astăzi. Da? Azi noapte a bătut iar vântul, astăzi iar bate un pic vântul. Este soare frumos, dar fiind la țară, circulă mașini și este praf foarte mult. Și din cauza asta s-au obturat și razele solare nu mai își fac treaba, iar celulele fotovoltaice nu mai pot absorbi UV-ul din razele solare să producă energia electrică continuă. Și asta vreau să vă arăt că trebuie mentenanță. Cineva m-a întrebat ce, dacă le am pe casă și le spargă ploaia. Uite, la noi n-a dat ploaie de o lună, dinainte de Paști, n-a dat ploaie și dacă nu le spălam, că l-am mai spălat de atunci, că ați văzut pe videoclipuri, dacă le lăsam așa de atunci, nu mai aveam producție mai deloc. Dacă acum, pe 23 de panouri, am o producție de niciun kilowatt, ia gândiți-vă dacă le lăsam nespălate de la Paști. Așa că, atenție mare la curățenia panoului, cum sunt decurate, pentru că veți pierde din producție. Acest filmuleț este dedicat pentru persoanele competente și nu pentru persoanele care să găsesc un termen mai așa să nu folosesc cuvinte jignitoare, în fine, se știu ele, deci pentru persoanele care sunt cu coloană vertebrală și știu ce vor. Ceilalți nu vă place sau nu vă plac videoclipurile, aud, fraților, aud că deja ați devenit niște nesimțiți. Cam asta vreau să vă arăt, cu tot respectul. Vă urez producție maximă și o zi bună pentru toată lumea care este alături de mine. Numai bine!